Bună tuturor și bine v-am găsit la un nou video. Am mai plasat o comandă la Oriflame și fiindcă am oarecum produse diferite, v-am și întrebat pe Facebook și ați spus că vreți să vedeți noul unboxing, așa că iată-mă. Nu puteam să rezist și mi-am comandat această păturică. Așa arată. Este pe o parte... Are un fel de catifea, iar în interior este ca o blăniță de oaie. Foarte mult îmi place. Și este un grena, un vișiniu, iar pe partea cealaltă albă. Am primit încă o comandă pentru setul North for Men. Așa arată, este un rolon și un... șampon și gel de duș, 2 în 1. Am mai primit comenzi pentru parfumul Possess, doar parfumul, nu și crema. 4. Încă o comandă pentru spumantul de baie, Now Let's Celebrate. Am mai primit o comandă pentru parfumul Masquerade. Așa arată, este o apă de toaletă și chiar îmi place foarte mult. Persistă în jur de 4 ore pe piele, pe haine persistă mai mult și sticluța este foarte frumos. Detaliu auriu pe față. Am primit comandă pentru 2 parfumuri Amber Elixir Night. I-am cumpărat soțului meu un kit pentru pantofi și arată cam așa. Vine într-un etui. Și are o perie, haideți să vi-l și arăt, o perie, iar în partea aceasta un încălțător și o lavetă. Mai departe am mai cumpărat încă un set Silk Beauty pentru a-l face cadou. De la ofertele online am luat această pudră Studio Artist. Este în nuanța light. Așa arată. Vine cu un burețel și pudra este foarte deschisă. Este în nuanța light. Am luat un nou parfum Fairy City Lights, fiindcă am putut să înlocuiesc taxa de manipulare. Din flyer mi-am cumpărat 2 farduri mono din gama Giordani Gold Dreamy Moments. Așa arată, un ambalaj roz foarte drăguț. Fiecare fard vine și cu un aplicator micuț. El arată așa, foarte drăguț, un ambalaj roz și un detaliu auriu pe capac. Și am Olive Biscotti, acesta. Este un verde cachi foarte drăguț. Și acesta este nuanța caramel prun. Și este un maro deschis cu irizații roz. Foarte drăguțe amândouă. Am mai luat aceste 2 cutiuțe cu minuni pentru a le face cadou. Mi-am luat 2 pensule pentru blush, este aceasta. Mai este din fire sintetice, iar aceasta din gama Very Me, la fel pentru blush. Tot din fire sintetice, însă îmi place că este mai micuță, nu mai bună de luat în călătorii, de exemplu. Mai departe mi-am cumpărat 2 oje The One. Una este un roșu spre portocaliu, iar una este un roșu spre grena. Acest roșu vișiniu este nuanța London Red, iar cel spre portocaliu este nuanța Red Sky. Foarte mult îmi plac amândouă.
De la ofertele online am mai cumpărat un creion Kohl nude pentru linia apei. Nu cred că se vede, nu știu cum să țin așa. Da? Mi-am luat un balsam de buze din gama Essentials, acesta este cu ulei de migdale. Celălalt aproape că l-am terminat. Mi-am cumpărat un deodorant din gama Activel. Vreau să văd cum miroase. Da, foarte fresh. Îmi place. Și mi-am luat două cutiuțe cu perle și unele sunt în nuanța dark bronze, iar celelalte sunt în nuanța natural bronze. Acestea sunt natural bronze. Așa arată. Iar acestea sunt în nuanța dark bronze. La fel, același ambalaj. Și acestea, într-adevăr, sunt puțin mai închise. Foarte mult îmi plac. Și chiar le-am luat la un preț foarte, foarte bun. Da, și acesta a fost unboxing-ul, al doilea unboxing de luna aceasta. Merge să-l vedeți și pe primul, care a fost mult mai consistent în cazul în care ați nimerit pentru prima dată la acest clip. Și da, până data viitoare, vă pup! Pa, pa!